Satura am bun, pe biletul de ieri, să dacă am jucat meciurile de tenis cu niște cote foarte bune care au ieșit și nu mi-a ieșit pariul pe fotbal, am jucat unul pe AC Milan. AC Milan acasă cu Salernitana nu au fost în stare să bată, deci au jucat mizerabil, au deplorabil, a fost AC Milan ieri. Cum naiba AC Milan să nu poți să-ți creezi tu 2-3 faze cu șuturi ca lumea pe poartă? Au trebuit să-l bage pe Ibrahimovic la 41 de ani, să-l bagi pe Ibrahimovic în teren. AC Milan va fi spulberată de oricine, pe oricine ar întâlni în Champions League-uri. În sfertul, vă zic eu, AC Milan e spulberată. Bun, pentru astăzi o să pariem un bilet de Champions League, mari nume, ne așteptăm la meciuri cu goluri, dar și data trecută ne-am așteptat la meciuri cu goluri și a fost cam de căcat. Astăzi Manchester City cu Leipzig după 1-1 în deplasare, Manchester City eu zic că trebuie să pornească foarte tare, de obicei pe teren propriu joacă mult mai bine. În trecut, țin minte, a fost un meci de grup atunci, când a bătut 6-3 Manchester City pe teren propriu. Pe teren propriu City cred că îi va spulbera. O să joc GG sau așa să marcheze Leipzig. Cred că ar putea să marcheze și Leipzig, că sunt o echipă bunicică. Au dat 3-0 în campionat, într-adevăr în campionat Leipzig merge bine. Mai a avut înfrângerea cu Dortmund 1-2 unde s-a văzut că și Dortmund a fost mult peste ei. Eu voi juca 1 și peste 1,5 la cotă de 1,50. Manchester City să câștige, puteți încerca și un 3+, undeva la o cotă de 1,70, e o cotă foarte bună. Apoi voi juca meciul din seara asta, Porto cu Inter Milan. E un meci tare, un meci mai mult de luptă. Meciul tur a fost 1-0 pentru Inter, a fost un meci destul de căcat. Porto a venit și a jucat cam sărăcăcios, a făcut doar un meci defensiv, n-a avut niciun corner. E adevărat că au fost una-două ocazii mari de tot chiar pentru Porto. Inter a marcat târziu prin Lukaku, nici nu joacă extraordinar. Atenție, Inter a pierdut în ultimele 3 deplasări în campionat, are 2 înfrângeri și un egal 0-0, înfrângeri la Bologna și la Spezia. Deci eu zic că Inter va avea mari probleme astăzi cu Porto pe stadionul Dragao, cu un public efervescent. Golul Porto, deși cred că un pariu bun ar fi 1-0-3 Porto, să nu piardă undeva la 1-90 de jucat single. Dar pariul pe biletul meu o să joc pe galbene, un pariu cu șanse mai mari, o să joc peste 3,5 cartonașe, total cartonașe peste 3,5 la 1-25. E o cotă mică, dar eu zic că e o cotă cu încredere mare în care. Și o să mai joc încă un meci lângă aceste două, meciul de mâine dintre Napoli și Frankfurt. O să joc la Napoli-Frankfurt. Napoli știți într-o formă fenomenală, pe locul 1 în Italia la 18 puncte față de locul 2 Inter. Napoli joacă fenomenal, joacă extrem de bine cu cei doi jucători ai lor, Varaschelia și Osimhen, într-o dispoziție de joc uluitoare. Osimhen marchează pe bandă rulantă, are 19 goluri. Napoli cu Frankfurt n-a jucat nimic nici în tur, a pierdut 0-2. Colomoani a făcut de-abia un 1-1 cu Stuttgart, care e o echipă foarte modestă, o echipă de tot rahatul. Eu zic Napoli 1 solist la 1,50. Astfel, din cele 3 meciuri, 1 și peste 1,5 City, Porto cu Inter peste 3,5 cartonașe și 1 Napoli, avem un bilet de cotă 2,80. Ăsta e primul bilet. Deci Osimhen 19 goluri, iar Varaschelia 11 goluri, amândoi sunt 2 jucători foarte buni. O să jucăm la Osimhen să marcheze. Osimhen marchează, îl voi paria categoric la 1,90. Și cred eu că un pariu combo, o să mai joc un pariu combo, un pariu separat, Napoli peste 1,5 goluri și la Manchester City o să joc peste 2,5 în meci. Acesta o să fie un pariu combinat, al doilea pariu, Napoli peste 1,5 goluri, iar Manchester City Leipzig peste 2,5 goluri. Ăsta are cotă 2,59. Astea sunt pariurile mele pentru Champions League. Dacă vă inspirați și voi din ele, vă zic, hai să avem baftă!